câteva cuvinte despre următorul meci. După cum bine știți, mâine jucăm cu Universitatea Cluj. Este un meci pe care trebuie să-l tratăm serios. Este un meci ca oricare altul. Ce aștept eu de la băieți este să joace pentru fiecare, să jucăm pentru echipă, să mai facem un pas înainte în omogenizarea lotului, pentru că începând de data viitoare ne așteaptă un traseu foarte greu, foarte dificil, echipe foarte bune, inclusiv cupele europene, vom juca 6 meciuri din 3 în 3 zile. Și tocmai de aceea trebuie să facem un joc bun mâine, să căpătăm mai multă încredere în noi și să abordăm cu bine următoarele meciuri. Salut, câteva cuvinte despre următorul meci. Salutare! Da, vom juca acasă. Clujul nu este o echipă de neglijat și de asta trebuie să fim serioși și să scoatem cât mai mult din acest meci. Urmează un program dificil, meciuri din 3 în 3 zile. Ce poți să ne spui? Da, așa este. O să avem multe meciuri, dar trebuie să ne concentrăm pe ce meci urmează, pe meciul cu Cluj. Și după aia o să încercăm să le luăm treptat. Cum este atmosfera în cadrul lotului? Atmosfera, zic eu, este una bună. Ce pot zic, bă, ne pregătim pentru meci și băieții sunt montați și pentru a face meci bun. Mulțumesc mult! Mulțumesc și eu!